sparge tăcerea. După mai mult de o săptămână de consultații cu societatea civilă, premierul Vlad Filat a declarat astăzi că este dispus să renunțe la funcție de prim-ministru dacă acest lucru va debloca situația din țară. Filat susține că executivul nu are sprijin din partea Alianței pentru Integrare Europeană, iar întreruperea dialogului cu opoziția, una din cele mai mari greșeli a coaliției de guvernare. Unii dintre colegii de alianță, supărați pe rezultatul obținut în alegeri, și-au fixat ca obiectiv să mă blocheze, să mă blocheze în activitate. Ei neînțelegând că nu-l blochează pe Vlad Filat, ci pe primul ministru al Republicii Moldova, iar prin acest lucru afectează întregul guvern și compromit întregul act guvernamental. Le spuneam și partenerilor de consultări că guvernul nu se confruntă în acest moment cu o opoziție politică făcută de comuniști, ci cu opoziția făcută din partidele din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Atunci când am acceptat funcția de prim-ministru, dar și ulterior cu alte ocazii, am menționat că voi fi un prim-ministru al Republicii Moldova, a tuturor cetățenilor, și nu voi accepta să dețin această funcție doar de dragul funcției. Altercații între polițiști și comercianții de flori direct în piața Marea Dunării Naționale. Forțele de ordine au început să îi îmbrâncească pe protestatari, asta după ce aceștia au blocat artera principală a capitalei. Circa 100 de persoane, majoritatea vânzători de flori la piața de pe strada Bănulescu-Bodonii, au protestat astăzi în fața executivului pentru că autoritățile vor să le retragă patenta de întreprinzător și le înăspresc condițiile de comercializare. Protestul a început într-o formă pașnică în fața pieței de flori din centrul capitalei. Totul a luat o întorsătură după ce oamenii au hotărât să-și manifeste nemulțumirile în fața guvernului. Comercianții au blocat preț de câteva minute bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după care s-au adunat în fața executivului solicitând să iasă prim-ministrul. Nu putem lucra în 6 metri pătați cu firmă să luăm contabilă să ne ducă evidența. Vrem și noi să trăim, vrem un loc de muncă, vreau și eu pâine să am pe masă, nu numai pâine, chiar și unt. Am un copil, trebuie să-mi cresc, universitatea plătește, poliția plătește, vine salvarea, plătește, dar cât se poate, dați-ne oameni buni un loc de muncă. Eu am fost și în Polonia, eu am fost și în Italia, eu am fost și în Olanda. Statul protejează pe omul care muncește. După mai bine de jumătate de oră de protest, în care nimeni de la guvern nu a ieșit în fața lor, comercianții au blocat a doua oară artera capitalei. Polițiștii de la regimentul Scut au chemat întăriri. Oamenii legii au încercat să deblocheze strada, însă vânzătorii de flori opuneau rezistență. În fața protestatarilor a venit viceprimarul responsabil de dezvoltare economico-financiară a municipiului Chișinău, Mihai Furtună. Oficialul le-a promis vânzătorilor că în scurt timp problema lor va fi rezolvată. Cei care comercializează flori vor activa în viitor în bază de patente. Ceea ce ați auzit dumneavoastră este acum în cadrul Parlamentului și va fi propusă modificare la legea cu privire la patente. Costul patentei potrivit comercianților este de 400 de lei lunar. Aceștia spun că ar fi de acord ca prețul patentei să crească cu 20-30%, însă să nu le fie retrasă. Dacă legea nu va fi adoptată în Parlament, foștii antreprenori de patente vor trebui să aloce câte 7-8 mii de lei lunar pentru a activa în baza întreprinderilor individuale. Mutilată pe viață, moldoveanca Alina Dreglea, o tânără de 21 de ani care lucra de aproape un an în Rusia, a fost tropită cu acid de doi necunoscuți. Bărbații erau pe o motocicletă Yamaha atunci când au atacat-o, după care au dispărut. Fata a suferit arsuri grave, iar medicii susțin că ar putea chiar să-și piardă vederea. Alina nu își amintește prea multe, aproape că nici nu a înțeles ce s-a întâmplat, doar că erau doi bărbați pe o motocicletă în culorile roșu și negru. După ce au stropit-o cu acid, fata a simțit dureri pe piele și înțepături puternice în ochi.
Asta este tot ceea ce își amintește Alina. Mai apoi, colegul ei a chemat ambulanța. Ajunsă la spital, medicii au constatat că aceasta are arsuri de gradul 1, 2 și 3. Cel mai mult i-au fost afectate fața, pieptul și gâtul. Alina nu știe cine ar fi putut să o stropească cu acid. Zice că era în relații bune cu toți și de fiecare dată lăsa loc de bună ziua. Chiar dacă erau și câțiva băieți care făceau curte, Alina susține că nu a avut relații serioase cu niciunul dintre ei, mai ales că acasă o așteaptă viitorul soț. Mama Alinei este acum alături de fiica ei la Moscova. Ea își dorește cel mai mult ca fiica să-i fie sănătoasă, iar făptașii să fie pedepsiți, dacă nu de poliție, atunci de Dumnezeu. Poliția moscovită este în căutarea criminalilor. Consiliul Municipal Chișinău își începe activitatea. Acesta va avea prima ședință vineri, 15 iulie. Decizia a fost luată astăzi de către Comisia Electorală Centrală. Totodată, CEC a dispus organizarea alegerilor repetate în 3 localități din țară. 51 de aleși locali vor intra în drepturi vineri când vor primi legitimațiile de consilieri. Aceștia vor activa fără președinte după ce săptămâna trecută deputații au votat excluderea acestei funcții. Consiliul Municipal Chișinău se convoacă în prima ședință la 15 iulie 2011. Dacă în Chișinău situația a fost clarificată, în țară urmează și turul al treilea al alegerilor pentru funcția de primar. Astfel, locuitorii satelor Cârpești, raionul Cantemir, Popeasca, raionul Ștefan Vodă și Cotovscăie din Găgăuzia urmează ca pe 17 iulie să iasă din nou la vot. Deciziile au fost adoptate în urma constatării de către instanțele vizate a încălcărilor prevederilor codului electoral, de către consiliile electorale respective, care au îndeplinit și atribuțiile birourilor electorale ale secțiilor de votare. Pentru faptele comisiei este constatată necesitatea înlocuirii acestor consilii. Amintim că după primul tur de scrutin, în 20 de localități din țară au fost organizate alegeri repetate. După scrutinul din 19 iunie au fost declarate nule alegerile din alte 3 localități. Mii de euro pentru vize false. Oamenii legii au anihilat activitatea ilegală a unei grupări transnaționale specializate în perfectarea actelor și migrațiunii ilegale a cetățenilor moldoveni în spațiul Schengen. Pe mâna poliției au ajuns două surori cu vârstele de 33 și respectiv 38 de ani și concubinul uneia dintre ele. Suspecții ar fi falsificat acte și contracte de muncă poloneze pe parcursul anilor 2007-2011. Pentru servicii, aceștia cereau sume ce variau între 1500 și 2000 de euro. Cetățenii moldoveni plăteau bani grei pentru obținerea vizelor și pentru transport în spațiul Schengen. M-am dat să fac vize, să plec peste hotare și mi-a cerut o sumă de 1500 de euro pentru vize. Am ajuns până la depunere, că se depun actele la ambasadă și nu putem să fac programare. M-am adresat la o persoană să fac programare și mi-a spus contractul fals. În urma percheziției la domiciliu, forțele de ordine au ridicat mai multe pașapoarte, carnete de muncă, diplome și certificate de absolvire a diferitor instituții de învățământ, contracte de muncă poloneze, precum și alte acte ce serveau la obținerea vizelor Schengen. Deocamdată la poliție s-au adresat doar 3 victime, iar polițiștii nu exclud faptul că numărul lor este cu mult mai mare. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală care prevede o amendă în mărime de la 10 la 16.000 de lei sau de la 3 până la 5 ani de închisoare. Noi dezvăluiri în cazul de contrabandă cu uraniu descoperit acum 2 săptămâni în centrul capitalei. Unde urma să ajungă substanța radioactivă și ce persoane mai sunt implicate în gruparea criminală, aflați în câteva momente la știrile Euro TV. Termocom s-a apucat serios de capul răuplatnicilor. Instituția înăsprește sancțiunile pentru consumatorii de energie termică care au datorii. Serviciul de presă al furnizorului de agent termic informează despre reluarea procesului de aplicare a interdicțiilor față de debitorii care au datorii mai mari de 2500 de lei. Potrivit serviciului de presă al Termocom, pe masa judecătorilor sunt în curs de examinare sute de dosare ale răuplatnicilor. Prin achitarea datoriilor în termen și integrală, se va reuși evitarea atât a acționării în instanța de judecată, cât și a executării silite, ceea ce presupune, evident, niște cheltuieli suplimentare care la rândul lor sunt suportate de asemenea de către răuplatnic. Termocom invită insistent consumatorii să achită datoriile în termen restrâns. Achitând integral și la timp plățile pentru energia termică, aceștia vor scăpa atât de acționarea în judecată, cât și de executarea silită. Datoriile oricum trebuie achitate, fie că forțat, ceea ce presupune cheltuieli în plus, fie că printr-o disciplină financiară foarte bună.
Planul de acasă nu coincide întotdeauna cu cel de la târg. Reparația străzii Columna s-a amânat. Potrivit Direcției de Transport Public și Căi de Comunicație, lucrările nu au început din cauza proastei organizări a grupului de lucru. Săptămâna trecută, autoritățile de resort au stabilit ca lucrările de reparație a străzii Columna să înceapă astăzi. De la vorbă până la fapt, însă, e cale lungă. Nu tot timpul coincide planul de acasă cu cel de la piață, vă știu spune. Lucrările o să se înceapă totuși săptămâna asta, cred că mâine. Azi era preconizată ora 2 să ieșim în teren cu grupurile de lucru, dar a plouat mai evident, trebuie luat niște analize. Adică tehnica propriu-zisă în lucru, cred că o să o vedeți, știu, vreo săptămână, două. Amintim că ofertele pentru reparația străzii Columna din centrul capitalei au fost prezentate de 4 companii specializate în construcția drumurilor, precum și de cele 2 întreprinderi municipale, Edilitate și Exdrupo. Tenderul a fost câștigat de compania Rutador. Conform volumului de lucrări, cheltuielile pentru reparația străzii sunt estimate la 25 de milioane de lei alocate din bugetul statului. Vor rămâne după gratii. Judecătorii Curții de Apel au menținut decizia judecătoriei Centru, prin care 2 dintre cei 6 suspecți reținuți pentru contrabandă cu uraniu vor fi cercetați în stare de arest pentru 30 de zile. Mai mult, în timpul apropiat, procurorii din Republica Moldova vor da în urmărire generală un cetățean al unei țări africane, bănuit de cooperare cu grupul criminal. În care a fost aplicată arestare preventivă pe termen de 30 de zile. Ambii acuzați vor continua să fie cercetați pentru contrabandă cu uraniu în stare de arest. În același timp, organele de urmărire penală vor căuta alte persoane implicate în gruparea criminală, unul dintre ei fiind cetățean al unei țări africane. Sunt anunțați în căutare încă un șir de persoane, inclusiv soțul reținutei Aghiei în Cogălină, care după materialele cauzei și este capul grupării care o reglat toată afacerea dată. O să avem nevoie inclusiv și de ajutorul dumneavoastră, a presei, pentru a face public numele acestei persoane, pentru a da fotografie acestea, pentru a ne ajuta dumneavoastră, pentru ca știrea aceasta să fie preluată de alte instituții mass media de peste hotare, ca mai ușor să putem găsi această persoană. Amintim că ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor au reținut pe data de 27 iunie curent în centrul Chișinăului 6 membri ai unei grupări criminale care intenționau să comercializeze uraniu. La momentul reținerii, infractorii dețineau la ei un container mostră cu lungimea de 15-20 de centimetri și diametrul de 40-50 de milimetri. 2 dintre cei 6 suspecți reținuți sunt locuitori ai Transnistriei, iar femeia arestată deține cetățenia Federației Ruse. Cod galben de grindină și furtuni. Ploile puternice vor continua și mâine, anunță meteorologii. Aceștia au emis avertismente pentru întreg teritoriul țării. Vremea rea se păstrează până mâine seara. Deși ploile vor traversa întreg teritoriul Republicii, temperaturile ridicate se vor menține. Astfel, valorile termice ziua vor atinge 33 de grade Celsius, iar noaptea 19. Mâine, maximele vor scădea puțin până la 26 și 31 de grade, însă meteorologii informează că începând cu ziua de joi vor crește din nou. Potrivit prognozelor, sfârșitul de săptămână va fi unul la fel de ploios, dar săptămâna viitoare va începe cu cer senin și temperaturi caniculare. Aproape 48.000 de moldoveni își sărbătoresc astăzi ziua onomastică în cinstea Sfinților Petru și Pavel. Peste 27.000 de bărbați din Moldova se numesc Petru, iar peste 21.000 poartă numele Pavel. Printre femei, numele cel mai întâlnit este Petronela. În Moldova locuiesc 81 de femei care poartă acest nume. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați discipolii lui Isus care au contribuit cel mai mult la răspândirea creștinismului în lume. Tot astăzi s-a terminat și postul ținut în cinstea celor doi apostoli, numit în popor postul Sfânt Petrului. De astăzi se termină postul, început de la Duminica Tuturor Sfinților, adică de luni, prima zi după Duminica Tuturor Sfinților, unde se dezleagă cununiile și Miercurea să Vinerea este post, dar dacă cade această sărbătoare miercurea sau vinerea, atunci este dezlegare numai la pește. Dacă cade în alte zile, este dezlegare și la brânzeturi, la ou și la carne. După o perioadă mai lungă de post, sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel reprezintă și un prilej de încreștinare a copiilor, spun mamele care au venit cu pruncii pentru a săvârși taina Sfântului Botez. Toate sărbătorile semnifică ceva important, fiindcă suntem credincioși, din familie credincioasă suntem
și cred că așa și bebelușul o să fie. Mămica e născută de sărbătoarea aceasta și, mă rog, știți cum, copilul e ceva sfânt și să, când merg un câr de oameni și noi toți suntem păcătoși. Să uită la copil, trebuie mai cât mai repede încreștinat.